Primăria Municipiului Pitești, Consiliul Local Pitești, Centrul Cultural Pitești și Asociația Culturală Zavaido organizează în zilele de 24 și 25 noiembrie Festivalul Național de Muzică Lăutărească Veche Zavaidoc. Manifestarea, aflată la a șaptea ediție, se va desfășura la Teatrul Alexandru Davila cu începere de la ora 18 și va cuprinde un concurs de muzică lăutărească și recitaluri extraordinare susținute de interpreți consacrați ai genului: Ionel Tudorache, Nineta Popa, Costică Boieru, Gina și Mioara Lincan, grupul Zavaidoc, Polina Gheorghe, Valentin Grigorescu. Invitata specială este Veta Biriș. Acompaniamentul va fi asigurat de Orchestra Doina Argeșului, condusă de dirijorul Marin Mihalcea.